Diferitele mituri rutiere, convingeri eronate, prezentate drept certitudini în care, cred, conducătorii auto pot avea un impact negativ semnificativ asupra siguranței rutiere, determinând comportamente care conduc la creșterea riscului unui accident rutier. Rezultatele sondajului, evaluarea riscului rutier, indică așadar faptul că șoferii români fie tind să creadă anumite mituri neadevărate, fie sunt relativ conștienți că acestea sunt false, însă, în pofida acestui lucru, decid să aibă oricum un comportament riscant în trafic, după cum indică experiența din trafic și datele statistice. Cele mai multe accidente rutiere nu au loc pe vremerea, deși un șofer român din doi crede acest lucru. Majoritatea conducătorilor auto cred că este adevărat mitul conform căruia cele mai multe accidente rutiere se produc pe vremerea. Arată rezultatele sondajului. Astfel, rugați să evalueze afirmația, aproape 51% dintre ei au declarat că aceasta este adevărată, total adevărată 23,42% mai degrabă, adevărată 27,34%, în timp ce peste 37% nu o consideră nici adevărată, nici falsă. Datele statistice publicate de IGPR arată faptul că de fapt majoritatea accidentelor rutiere au loc în condiții meteo -normale. De exemplu, peste 88% dintre accidentele rutiere grave produse în anul 2021 au avut loc în condiții meteo -normale, situație similară cu 2020. Dincolo de faptul că per total zilele în care condițiile meteo sunt normale sunt mai multe decât cele cu fenomene meteo nefavorabile. O altă explicație a acestei situații este dată de faptul că șoferii sunt conștienți că ploaia, zăpada, ceața și nu numai, cresc riscul unui accident rutier, ceea ce îi face mai prudenți. Campania Fi la volan are ca scop prevenirea accidentelor rutiere și se află la cea de-a opta ediție.